Slăvit fie Domnul! Ne-a înălțat brațul lui tare din existența noastră în care eram caracterizați de cădere și ne-a smuls Domnul chiar din adâncul iadului, fraților, și ne-a pus pe stânca mântuirii, lăudat să fie numele Domnului. Foarte frumoasă cântarea corului și celelalte cântări și în multe din ele am pomenit și am cântat și ne-am bucurat și ne-am delectat gândindu-ne, amintindu-ne de iertarea Domnului Hristos. Dar oare, așa cum s-a vorbit, noi putem să iertăm și pe alții? M-am rugat și în timpul rugăciunii am avut din partea Domnului că erau între noi unii care... Erau legați nu cu o legătură, cu două, cu trei, cu mai multe legături ale neiertării. Și Dumnezeu vrea să ne elibereze fraților și surori. Pentru că doi oameni certați nu se pot duce în împărăția cerurilor. Și nu o să putem să stăm alături de cel care ne-a iertat dacă noi n-am făcut la fel, dacă n-am iertat. Fratele Gabi a vorbit frumos din acest text, Domnul să-l cuvinteze. Dar haideți să rămânem încă în această scriere a Apostolului Pavel, o singură epistolă a scris Pavel cu caracter personal pentru un om. A scris și lui Timotei, i-a scris și lui Tit, dar lor le vorbea despre biserică, Aici, în epistola aceasta, apostolul Pavel îi scrie lui Filimon despre un om și anume Onisim. În lumea greco-romană de atunci, astfel de nume, Onisim, folositor, era un nume potrivit pentru un sclav, pentru un rob. Ce s-a întâmplat? Robul acesta a dezertat, a fugit de la stăpânul său de acasă s-a pierdut prin mulțimea pestriță care era în Roma și cumva l-a auzit pe Pavel predicând și imediat Pavel spune l-am născut versetul 10 în lanțurile mele. Și observați fraților și surori în textul nostru există cel puțin trei triunghiuri. Este triunghiul slujirii Priviți ce spune Pavel, zice către preaiubitul Filimon în versetul 1, tovarăș de lucru. Deci, ăsta e un punct, un capăt al triunghiului, un vârf al triunghiului, al doilea, versetul 2, către Sora Apfia, probabil era soția lui Filimon, și către Arhip, fiul lui Filimon, tovarăș de luptă. Deci, vedeți, tovarăș de lucru, tovarăș de luptă. Și uitați-vă în versetul 23. Epafra, tovarăș de temniță. Vedeți, sunt trei tipuri de tovarăși, trei tipuri de colaboratori, de colegi, de soți de lucru aici. Este tovarășul de lucru, de luptă și de temniță. Și imediat Apostolul Pavel aduce în discuție harul și pacea de la Tatăl, de la Hristos și, bineînțeles, ceea ce face el aici face prin dragostea Duhului și e triunghiul Trinității în textul nostru. Și apoi priviți, este acest triunghi al împăcării. Erau doi oameni care erau certați, erau supărați și apare un al treilea care trebuie să îi împace și acesta este apostolul Pavel. Această scrisoare a scris-o undeva prin anul 60. Haideți să vedem șapte motive ale iertării. Cuvântul iertare în Vechiul și Noul Testament în traducerea Cornilescu apare de 143 de ori. Primul motiv al iertării, de ce să iert? Pentru că pe noi ne interesează la modul practic, la modul practic câteva motive de ce să iert. Uite, mi-a greșit, m-a supărat. De ce să iert? În primul și în primul rând, eu iert pentru că m-a iertat Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Versetul 1 la 3. Apostolul Pavel, în acest salut introductiv, pomenește harul și pacea de la Dumnezeu. Și apoi, uitați-vă în versetul 25, harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu Duhul vostru. Ce este harul? Harul este prima și ultima cauză a mântuirii mele. Harul este o favoare, harul este un dar nemeritat, harul este o milă profundă sau mila este izvorul harului. Harul este ceea ce Dumnezeu, în dragostea lui statornică, mi-a dăruit, și anume iertarea în jertfa lui Hristos. Acesta este harul. Și așa cum spunea cineva și mi-a plăcut, dacă în alte religii sângele curge de la om spre Dumnezeu, în creștinism, în har, sângele curge de la Dumnezeu spre mine și mă iartă și mă spală. Și asta e marea diferență, frate și soră. Și în dimineața aceasta vine Domnul și îți spune: Tu știi când erai despărțit de Dumnezeu? Tu știi când aveai povara aceea de care cânți, povara aceea de păcate, purtat am o povară de păcate Tu mai ții minte când purtai povara păcatelor tale și gemiai sub apăsarea ei Tu mai ții minte când s-a apropiat de tine Hristos și a zis dacă nu scapi de povara păcatelor tale Tu trebuie să mori omule și atunci Hristos și-a întins haina lui peste tine, haina mântuirii, și te-a luat sub haina lui. A murit în locul tău, a murit în locul meu. Și din momentul acela eu am fost iertat, mântuit, salvat, lăudat să fie Domnul. Și în dimineața aceasta am cântat împreună cu corul: că suntem niște salvați prin brațul lui Tare, care ne-a smuls din pierzare și ne-a înălțat să locuim împreună cu Sfinții lui Dumnezeu. De ce să iert? Pentru că, vedeți, sunt neiertări și este duh de neiertare care durează ani și ani de zile. Am cunoscut un caz. Nu spun foarte multe despre cazul acesta pentru că unii îl cunoașteți. Nu e din Cluj. Dar fratele mai mare era în biserică și spunea celui mai mic, în urmă cu mulți ani de zile: Eu te-am ajutat să te căsătorești, eu te-am ajutat să ai un serviciu, eu ți-am cumpărat casă și tu asta îmi faci. Și era un conflict în slujire. Pentru că pe fratele mai mic, biserica l-a dorit mai mult decât pe cel mai mare să fie slujitor. Și a fost o rană atât de adâncă între ei. Cel mic plângea mereu, mereu, mereu și dorea iertare. Cel mare nu voia să o primească, nu voia să se împace, nu voia nimic. Și pe patul de moarte, cel mare l-a chemat pe cel mic și abia atunci au reușit să se împace. Abia atunci. Dar cel mare era un predicator bun, și din cauza neiertării, pustie, pustie, pustie viața lui. Asta a fost, viața lui. Și venea la biserică, și murmura mereu, și era tot supărat, și a avut o viață stearpă, o viață pustie. De ce? Neiertare, neiertare. Rădăcinile acestea sunt atât de adânci încât să știți doar, doar harul, bunătatea, îndurarea, puterea lui Dumnezeu poate să vină și să facă lucrarea aceasta în inima noastră. Citim în Matei, în capitolul 18, cu 24. Este aici un om care are o datorie imensă, imensă. Zece mii de galbeni, spune Scriptura și dă notă de subsol 10.000 de talanți de aur. Vă dați seama, fraților și surori, ce sumă colosală avea omul ăsta de plătit înaintea împăratului, datornicul acesta? Dacă erau 10.000 de talanți și un talant are 36 de kilograme de aur, la cât e gramul de aur astăzi? iese undeva la 21, aproape 22 de miliarde de euro. Cine poate să plătească? Plus, dacă socotim că un dinar era plata unei zile de lucru de atunci, cineva a calculat 164 de mii de ani trebuia să trăiască datornicul ca să-și plătească datoria. Cine poate trăi atât? Nimeni, nimeni. Plus dacă dobânda se mărea, se mărea, se mărea, era vai de el. Uite, asta a fost datoria mea înaintea lui Dumnezeu. Și vine Domnul și îmi spune primul motiv al iertării. Eu ti am iertat, iartă-l și tu pe cel de lângă tine. Doamne, ajută-ne! Al doilea motiv al iertării. Iert pentru că trebuie să demonstrez credința. Uitați-vă la Apostolul Pavel ce frumos discută cu omul acesta. De la versetul 4 în jos îi laudă caracterul. Mulțumesc lui Dumnezeu, mă rog și în rugăciunile mele pomenesc credința ta, am auzit despre ea. Dar uite, credința ta trebuie demonstrată prin fapte, demonstrează-ți credința, crezi tu în Dumnezeu? Da, crezi în iertarea lui Dumnezeu? Da, atunci fă o faptă bună și iartă-l pe Onisim care te-a supărat. Și uite, vine Domnul la mine, și îmi spune așa, ca să-ți exerciți credința, trebuie să te rogi, dar trebuie să te rogi specific. Muntele cel mai mare pe care trebuie credința aia cât un grăunte de muștar să-l miște, e muntele neiertării. Pentru că în istoria creștinismului rar s-au auzit munți mișcați prin credință, foarte rar. Dar muntele neiertării care te oprește de la intrarea în împărăție, acesta trebuie aruncat în marea păcatelor, trebuie aruncat în marea de care scrie profetul Mica, trebuie aruncat de la tine, trebuie mișcat din fața ta. Și asta nu se poate decât prin credință. Eram nu de mult undeva în Bucovina și îmi povesteau frații despre un frate iar nu vreau să dau nume, vă spun mai esența. Fratele acesta a fost turnat la securitate de către unul din biserică, care i-a alcătuit de fapt și dosarul și a dat declarații multe contra lui și până la urmă a fost arestat din cauza că se ruga, din cauza că mergea, făcea un cu un de lemn și a primit 20 de ani de închisoare. N-a făcut decât 4 ani de închisoare, după cei patru ani în care familia lui a suferit groaznic, copilașii lui erau flămânzi și mergeau pe drumuri și soția lui stătea speriată acasă, nu știa când o să o aresteze și pe ea, după patru ani omul acesta a fost eliberat printr-o intervenție divină. Știți ce s-a întâmplat? Ciudățenia. A ajuns în holul bisericii, că primul lucru pe care el l-a făcut a fost să alerge la casa Domnului să se bucure cu frații. Și când stătea în holul bisericii și o ciulit un pic urechea așa mai tare să, să, audă cine predică, predica tocmai el la ce i-a făcut dosar. Și știți despre ce predica? Cum să-ți iubești fratele. Auziți? Cum să-ți iubești fratele. Fratele ăsta a fost așa de lovit, și-o amintit că, vedeți, asta e problema în neiertare. Îți amintești tot ce ți-o făcut. Problema lui Pavel. Știți care este? Și a lui Filimon. Să-și desprindă omul ăsta păgubit, Filimon, ochii, de la ceea ce mi-a făcut X, adică Onisim, și să mă uit la altceva, să mă uit la Dumnezeu, că atunci pot să iert. Fratele care stătea în hol și auzea predica, s-a dus acasă și vreo două sau trei luni s-a rugat, s-a rugat și a zis Doamne, te rog frumos, dăm putere să-L iert, că nu pot să-L iert. Și dacă nu pot să-L iert, eu nu pot să fiu mântuit și dacă nu pot să fiu mântuit, nu mă pot duce la biserică. Și a stat trei luni de zile în post și rugăciune ca Domnul să-L ajute, să poată să-L ierte. Și Domnul i-a dat dragoste, și Domnul i-a dat pace, și Domnul i-a dat credință. Iert, pentru că Dumnezeu vrea să-mi dăruiască credință. Prin credință-l nu prin simțire, că îl întâlnesc. Și imediat îmi vine să-i zic câteva. Nu, 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 nu te lua după simțire. Noi nu umblăm prin vedere, noi umblăm prin credință. Domnul să boteze biserica asta cu botezul Duhului Sfânt, un botez al credinței. Să credem că putem să iertăm și putem depăși anumite lucruri și Domnul să smulgă rădăcinile astea ale neiertării din inima noastră. Fratele s-a dus la biserică, l-a iubit pe celălalt, n-a mai avut absolut nimic cu el, absolut nimic. Și până la urmă, Dumnezeu să știți, l-a curățit și pe acela printr-un foc, și până la urmă s-a mărturisit și s-a dus acasă mântuit. S-a terminat această lucrare frumos, frumos. Al treilea motiv al iertării. Iert pentru că trebuie să demonstrezi iubirea sau scurt. Iert pentru că iubesc. Iert pentru că iubesc. Uitați-vă ce spune Apostolul. Am auzit versetul 5. Și de dragostea ta față de toți sfinții. Fii atent că aici în rândul sfinților a mai intrat unul și îl cheamă Onisim. Onisim? Păi când au auzit, cred că... Vă dați seama, pediapsa în vremea aceea, dreptul roman, prevedea cea mai blândă pediapsă, biciuirea lui Onisim. Și ăsta trebuia să fie biciuit că a dezertat, a fugit de la stăpân. Și priviți ce spune Pavel. Eu trebuie să iert pentru că iubesc, iubesc, scurt și atât. Trebuie să iert pentru... Și versetul 7, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine, prin dragostea ta. Da, înviorează și inima acestui sfânt, că e sfânt acum. Vedeți? Iert pentru că iubesc, iert pentru că iubesc. Mereu amintesc exemplul fratelui Sidor, tot din Bucovina, un om care a primit în plină biserică niște mostrări aspre, care nu erau drepte, de fapt, și s-a dus acasă și a zis, Doamne, pedepsește-l pe cutare, că uite ce mi-au făcut. Și au stat trei zile de post să-l pedepsească Domnul pe ăla care i-a făcut lui gălăgie în biserică și l-a vorbit de rău în plină adunare. Și Duhul Sfânt a zis, ia ligheanul și du-te spală picioarele. Păi dar cum eu? Dar el mi-a greșit. Mă, el e legat și nu poate să-ți facă, mă, ceea ce tu ceri, să vină să-ți ceară iertare. Dar tu ești dezlegat, tu ești vasul Domnului, tu ești omul Domnului. Ia, mă, ligheanul și du-te. Și nu așa, fraților, mă duc, mă duc, mă duc. Nu, nu, nu. I-a prelucrat Duhul Sfânt inima, iert pentru că iubesc. Așa de tare l-a iubit pe celălalt, așa de profund a văzut groapa în care era căzut celălalt, încât îi cădeau lacrimile în lighean mergând prin sat, îi cădeau lacrimile în lighean. Așa s-a dus. Și celălalt, inima lui, ca o piatră s-a topit ca ceara la foc, când l-a văzut pe fratele Sidor la poartă. Ce cauz la mine? Am venit să-ți spăl picioarele, frate, și a început să plângă. Și atunci amândoi au plâns și s-au îmbrățișat. De ce? Eu trebuie să iert. Pentru că dragostea a fost și este turnată în inima mea prin, prin Duhul Sfânt. Doamne ajută-mă! Traian Dorz, după ce a fost turnat la securitate de soția lui, soția lui, le arătat securiștilor unde își ținea poeziile, cântările, au fost confiscate, unele arse. Și după ce o stat 13 ani în închisoare, ascultați ce poezie a compus. Am suferit prin lume atât de mult încât ar trebui să-mi fie de toate doar urât. Atât de mulți din oameni mi-au fost dușmani și hoți, încât ar fi cu dreptul să mă fi rupt de toți. Și atâtea zile negre mi-au fost din câte voi, că n-ar mai fi vreun bine, nici uneia să spui. Dar celui ce iubește mereu îi pare rău de tot ce a fost vreodată frumos în drumul său, de dragul acelor locuri ce le-am iubit atât, mi-e dor și după acelea în care am fost urât. Și pentru acele inimi ce în lume m-au iubit, mie milă și de acelea ce viața mi au zdrobit. Iar pentru câte clipe frumoase am cunoscut, iert ani lungi de chinuri și tot ce m-a durut, ani de închisoare. Vedeți, de asta mai iubirea o poate face. După ce a ieșit el din închisoare, a fost întrebat, frate Dorz, tu poți să-ți soția pentru ceea ce ți-o făcut? Și el a răspuns așa, nu mi-a greșit cât pot să iert. Ce e asta? Iubirea lui Dumnezeu, să știți. Iubirea lui Dumnezeu. Celelalte motive doar le punctez, am vrut doar la primele să rămânem ca să avem o merinde pentru drum, pentru viața noastră. Iert pentru că există un mijlocitor. Pavel a fost mijlocitor, dar noi avem pe marele mijlocitor Isus Hristos, Domnul. Apoi, iert pentru că există un înlocuitor, versetul 17, a vorbit frumos fratele Gabi despre el. Fratele Ilisie Rus a cerut odată să fie bătut în locul fraților. A fost și el un înlocuitor, dar pentru noi Hristos Domnul e înlocuitorul cel mare. Și al șaselea motiv iert pentru că am un frate mai mare. Frate, a spus Pavel lui Filimon, dar uitați-vă că în cer la dreapta Tatălui noi avem pe un frate mai mare numit Isus. Al șaptelea motiv care nu-i de neglijat, iert pentru că nu știu când voi pleca din lumea aceasta. Versetul 22, pregătește-mi un loc de găzduire, scria el în anii 60. Dar au trecut șapte ani și Pavel îi scrie lui Timotei, Timoteie, m-am luptat, lupta cea bună. Nu mă mai duc la Filimon, în Colose, nu mă mai duc nicăieri. Mi-am isprăvit alergarea. Acum mă duc la Domnul meu. Iartă că nu știi când vine moartea și să nu te, să nu te prindă nepregătit. Domnul Isus să ne ajute să iertăm. Amin.